Ați spus acum ceva timp tot într-un interviu pentru Hot News că Unia Scriitorilor e ca o cutie neagră plină de secrete și prost administrată. Mențin părerea. Acum aș fi chiar un pic mai dur după ce am trecut printr-o campanie electorală și unde am văzut în interiorul Uniunii și unde am văzut că încă aceste cuvinte sunt drăguții pentru ceea ce se întâmplă acolo la Uniunii. Ei, E o cutie neagră care când întinzi mâna spre ea te și mușcă. Deși mușcă. Da. Au fost multe certuri, scandaluri în lipsa scriitorilor din România și sperați atunci că scriitorii se pot împăca totuși, că își dau mâna între ucenici și maestri, dar cred că lucrurile n-au evoluat în direcția asta. Nu. Unul la mână. Am crezut că pot fi conciliate lucrurile și probabil că ar fi putut fi conciliate, dar nu asta era problema. Problema cea mai mare a fost în momentul în care am întrebat de bani. Ce se întâmplă cu banii? E, și de aici deja nicio conciliere nu mai devine posibilă, pentru că, iată, a trecut aproape un an, eu am făcut 10 de solicitări către Uniunea Scriitorilor privind rapoarte de activitate, bugetul, cheltuirea taxei de timbru, cheltuirea banilor pentru revise și așa mai departe. Nu am primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Și atenție, orice membru al Uniunii are dreptul să întrebe asta, cu atât mai mult un candidat care intră într-o campanie cu un handicap în momentul în care nu are o parte din informații pe care le cere absolut legitim. Și nu numai că nu le-am primit, dar am fost tratat cu extrem de multă duritate de conducerea Uniunii pe tot timpul campaniei. De unde credeți că vine opacizarea asta instituțională de a se închide, de a nu se deschide către public, de a nu raporta niciodată nimic? Vorbim nu numai de Uniunea Scriitorilor din România, vorbim aproape de orice instituție publică, fără să... Eu la scriitori îmi explic cumva. Nu există un exercițiu al transparenței. Nu e o instituție care să fie avut de-a face cu publicul, ca să zicem așa, niciodată în istoria ei. E o instituție de castă și pe de altă parte mai avem mitul ăsta al scriitorului genialoid. Scriitorii sunt niște genii și unul e geniu, nu trebuie să-i ceri socoteală, că el de asta e geniu. Dacă e geniu, el se justifică prin sine. Nu are rost să-l mai întrebi cum a cheltuit banii, fiindcă e un geniu. Cum să spun un geniu cum a cheltuit banii publici? Și cu cât o instituție e condusă de mai multe genii, adică de oameni în fine, care vin din interiorul Breslei și unul de profesori, unul de manageri culturali. Eu nu cred că șeful unei uniuni de creație trebuie să fie scriitor sau critic. Eu aș prefera un manager cultural care e mult mai eficace pentru membrii scriitorilor, Uniunii Scriitorilor, pentru scriitori. Și atunci tot mitul ăsta al scriitorului sau criticului genialoid se transferă și asupra instituției care se comportă ca atare în societate. Mă, noi suntem o instituție de elită, ca să nu spunem plină de genii. Noi nu avem treabă. Ziceți mersi că noi existăm, adică trebuie să dați bani, mai și întrebați ce facem cu ei. Ziceți mulțumesc că existăm pe pământul ăsta, e suficient pentru voi. Cam așa se comportă. Nu există efectul ăsta de bumerang asupra scriitorilor, ok, vă lăsăm în pace, dar nici nu prea ne interesează alegerile. Pentru Uniunea Scriitorilor din România au fost aproape deloc relatate în presă, vizibile, neinteresante pentru publicul larg. Poate doar faptul ăsta că domnul Manulescu, el al cincilea mandat, dacă nu mă înșel, Uniunea Scriitorilor, spunea că două ar fi cam de ajuns, nu? Pentru fiecare. Ăsta e un semn de întrebare pentru fiecare când analizează activitatea. Dar ceea ce se întâmplă în Uniunea Scriitorilor pentru majoritatea oamenilor e ceva total necunoscut și prăfuit. Și ce se mai întâmplă mai departe e că scriitorii au de suferit în sensul că nu există o promovare a scriitorilor pe care ar putea să o facă Uniunea. Și de aici eu cred că lipsa unui public numeros cititor de carte în parte îi și din vina Uniunii Scriitorilor, care nu știu să-și promoveze scriitorii, nu știu să facă campanii naționale pentru lectură și toate celelalte. Adică face câteva chestii mici cu noi între noi ca să cheltuim ceva bani de la... Ceva, că nu-s chiar ceva, sunt ceva mai mulți bani de la buget, că sunt milion jumate de euro bugetul. Da. Dar nu ne interesează publicul. Ori scriitorii
toți vor să ajungă la public, vor să fie citiți, dar scopul Uniunii nu e asta. Scopul Uniunii e să cheltuiască un buget. Dar ce face din bugetul ăsta ca să ajute scriitorul, e aproape zero. Dumneavoastră nu vorbiți doar din perspectiva scriitorului, ci sunteți și un bun organizator de evenimente, pentru că ați reușit un lucru extraordinar la Iași, festivalul Filit, care e peste cam ceea ce se întâmplă în București. Un festival tot mai bun an de an. E un festival internațional cu câte 400-500 de invitați în fiecare an, din toată lumea, cu premianți Nobel invitați. E un festival foarte mare. Deci am habar cum se face managementul, plus că pe lângă festival am fost managerul Muzeului Literaturii Române din Iași timp de 4 ani. De fapt, asta e ocazia cu care am făcut festivalul, că festivalul e strâns legat de Muzeul Literaturii din Iași. Și directorul muzeului întotdeauna și managerul festivalului, pentru că bugetul vine prin muzeu. Deci știu cu câți bani ce se poate face. Evident că Uniunea Scriitorilor, cu bugetul pe care îl are, poate n-ar putea să facă un filit. Dar poate să atragă bani pentru un filit. Poate să facă evenimente mai mici, poate să facă o promovare a scriitorilor români în România, că în primul rând asta ne lipsește. Evident că mai fac editurile, dar editurile n-au întotdeauna, cum să spun eu, puterea, legitimitatea Uniunii Scriitorilor. Pentru că editurile o fac și unele o fac foarte bine, dar întotdeauna sunt cumva bănuite că fac business. Ele fac și business, evident. Evident că nu se poate altfel. Asta e, în primul rând. Dar Uniunea Scriitorilor ar putea pătrunde oriunde, cu tot o altă legitimitate, să facă o promovare echidistantă și ar putea să facă o promovare și pentru scriitorii care nu se vând. Pentru că în linii mari, de cele mai multe ori, editurile promovează autorii care se vând. Nu investești în promovarea unui autor care nu se vinde sau merge foarte prost. Poți să-l scoți din anumite considerente, dar promovarea pentru el va fi mai mică. Cu cât se vinde mai mic, cu atât promovarea mai mare. Cumva paradoxal poate suna, dar cine e în business știe că așa merg lucrurile. Ei bine, Uniunea Scriitorilor ar putea să facă promovarea strict pe valoarea estetică. Editorile o fac strict pe valoarea de piață. Sau combinat, nu strict, hai să spunem. Încearcă cumva să echilibreze lucrurile între valoarea cărții și succesul de piață. Lucruri care trebuie ținute în echilibru dacă o editură vrea să reziste în continuare și vrea să mai scoată cărți. Ori, Uniunea n-ar fi obligată la echilibrul ăsta. Uniunea ar putea să promoveze strict pe criteriul valorii. A valorii estetice. Și prin asta ar putea să câștige mult mai mult literatura în ansamblu ei.